De astăzi până la jumătatea lunii mai, prahovenii care au nevoie de tratamente balneoclimaterice pot opta între două programe propuse de Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România. Este vorba despre programele O Săptămână de Refacere și Decada Balneară, care vă trimit în stațiunile Băile Herculane, Olănești, Tușnad, Călimănești, Căciulata sau Măneasa, locuri renumite pentru apele minerale cu calități deosebite. Pachetele au costuri modice și presupun atât tratamente de specialitate, cât și cazare și masă la un hotel de 2 sau 3 stele. Include cazare, 9 nopți cazare cu pensiune completă și minim 7 zile de tratament, câte 2 proceduri pe zi. Avem hoteluri atât de 2 stele cât și de 3 stele. Hotelurile de 2 stele sunt la 650 de lei de persoană pe zi, iar hotelurile de 3 stele la 750 de lei de persoană pe zi. Programul O Săptămână de Refacere cuprinde doar 6 nopți de cazare, iar stațiunile sunt asemănătoare celor din Decada Balneară. La hotel de 2 stele prețul este 270 de lei de persoană, iar la hotel de 3 stele 330 de lei de persoană. Programul include 6 nopți cazare cu mic dejun și tratament tot la fel, 2 proceduri pe zi. Din nefericire, cei care au cea mai mare nevoie de tratament de acest gen sunt pensionarii, dar exact ei au venituri foarte mici și nu își permit să plece în stațiune. Nu se permite dacă avem pensie mică. Acum mi-a reținut și 5,5, deși la 7.400.000 să vorbesc în bani, nu se reține. Și nou, că am depășit, ne reține la toată suma. Dar v-ar trebui? Aveți probleme ca să, de sănătate? Cum să nu? Cum să nu? Cu rinic, am pietre la rinic, am reumatism. Dar n-am văzut niciodată. De când sunt singură, văd eu, când era cu bărbatul, mă plecam, dar acum nu m-am pot permite. Adică ce pensie aveți? Am o pensie foarte mică. Cei care totuși pot merge în stațiune trebuie să aibă la ei talonul de pensie sau adeverința de plată la zi a contribuțiilor pentru asigurările medicale și trimitere de la medicul de familie sau de la specialist. Și ca orice ofertă bună, și aceasta este valabilă în limita locurilor disponibile.